Dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot este unul dintre cele mai promițătoare domenii pentru dezvoltarea aviației militare moderne. Dronele au dus deja la schimbări semnificative în tacticile de război, iar importanța lor este de a aștepta să crească și mai mult în viitorul apropiat. Progresul vehiculelor aeriene fără pilot este probabil cea mai importantă realizare a aviației din ultimele decenii și astăzi v-am pregătit o selecție dintre cele mai bune 10 drone militare. Așa că puneți un like și să începem! Orion. Corpul avionului este realizat aproape în întregime din fibră de carbon, inclusiv structura de putere. În producția complexului Orion se folosesc tehnologii avansate unice și mijloace moderne automatizate de control obiectiv al calității. În timpul creării lui Orion a fost introdus pentru prima dată un sistem antigivrare ca impuls electric eficient din punct de vedere energetic. Datorită acesteia, complexul își poate îndeplini sarcinile chiar și în cele mai severe condiții meteorologice. Complexul Orion este dotat cu sisteme de monitorizare și obținere a informațiilor necesare în timp real. Orion este un complex autonom și mobil, care este capabil să se mute chiar și în cele mai îndepărtate zone în cel mai scurt timp posibil. Datorită unui motor economic, complexul poate fi în modul zbor până la 24 de ore. Stabilitatea remarcabilă și caracteristicile de control ale lui Orion fac posibil zborul în orice condiții meteorologice. Toate etapele zborului, inclusiv rularea, decolarea și aterizarea UAV-ului, sunt efectuate automat conform unui program de zbor preaprobat. Un sistem autonom de poziționare radar permite vehiculului să decoleze și să aterizeze în absența navigației prin satelit sau a suprimării semnalului. Vizibilitatea acustică scăzută a dispozitivului permite observarea silențioasă. Informațiile despre funcționarea sistemelor UAV și datele primite de la încărcăturile țintă sunt afișate pe stațiile de lucru automate ale operatorului. Dassault Neuron este un vehicul aerian de luptă fără pilot UCAV, experimental dezvoltat cu cooperare internațională condus de compania franceză Dassault Aviation. Țările implicate în acest proiect includ Franța, Grecia, Italia, Spania, Suedia și Elveția. Scopul de proiectare este de a crea un UAV ascuns, autonom, care se poate funcționa în zone de luptă cu amenințări medii până la mari. Scopul industrial este de a oferi firmelor europene experiență în proiectarea și construirea de UAV-uri de ultima generație și tehnologii asociate pentru a le menține competitive pe piața globală. Primul zbor a avut loc pe 1 decembrie 2012. S-100 Capcopter. Sistemul aerian fără pilot S-100 este o inovație dovedită pentru aplicații militare și civile. USAul vertical de decolare și aterizare nu are nevoie de zonă pregătită sau de echipamente de lansare sau de recuperare. Funcționează zi și noapte, în condiții meteorologice nefavorabile, cu o rază de acțiune de până la 200 de km, atât pe uscat cât și pe mare. S-100 navighează automat prin puncte de referință GPS programate sau poate fi operat direct cu o unitate de control pilot. Misiunile sunt planificate și controlate printr-o interfață grafică simplă, de tip point and click. Imaginile de înaltă definiție ale sarcinii utile sunt transmise la stația de control în timp real, folosind tehnologia fly-by-wire. Controlate de calculatoare de zbor redundante, UAV-ul își poate finaliza automat misiunea în cele mai complexe medii electromagnetice. General Atomics MQ-9 Reaper. Dezvoltată de General Atomics, drona MQ-9 Reaper servește ca UAV de atac ofensiv principal pentru forțele aeriene din SUA, datorită timpului său semnificativ de rătăcire, senzorilor cu rază largă, suite de comunicații multimod și armelor de precizie. Neutralizează ținte de mare valoare, mobile și sensibile, la timp cu ajutorul unui sistem de direcționare multispectral. Pe lângă capacitatea sa de lovitură, drona poate efectua și misiuni de informații, supraveghere, recunoaștere, sprijin aerian apropiat și misiuni de căutare și salvare de luptă. Reaper are o viteză maximă de 240 de noduri, adică 444 de km la oră, și o autonomie de până la 1150 de mile, asta ar fi cam 1850 de km.
Subscaldair. Scaldair este un vehicul aerian fără pilot de rază medie, dezvoltat de compania aerospațială suedeză Saab. Misiunile lui Scaldair implică supraveghere, colectare de informații, transport de mărfuri ușoare și război electronic. Scaldair este modular în sensul că încărcăturile utile pot fi modificate în funcție de caracteristicile misiunii. De exemplu, poate fi echipat cu pointer, laser, telemetru, cartografiere, un cârlig de marfă ușoară și SIGINT, Signals Intelligence. Scaldair V-200 poate fi operat atât în operațiuni terestre cât și navale, de către 2-4 persoane. O stație de control UAS poate fi integrată într-un vehicul la sol, cum ar fi un camion. Pentru operațiunile navale, stația de control poate fi integrată în consolele normale ale operatorului navei și sistemele de management de luptă. În 2009, Saab a colaborat cu UAV-ul elvețian pentru a dezvolta și comercializa în comun 3 modele VTOL, decolare și aterizare verticală. Cele 3 sisteme pot fi controlate de la stația comună de control situată la sol. Northrop Grumman X-47B. X-47B este un avion de luptă fără pilot, fără coadă, de dimensiunea unui avion de luptă, dezvoltat de Northrop Grumman ca parte a programului de demonstrație a transportatorului Unmanned Combat Air System a Marinei Statelor Unite ale Americii. Conform unui contract atribuit în 2007, compania a proiectat, produs și testat în prezent 2 aeronave X-47B. În 2013, aceste avioane au fost folosite pentru a demonstra primele lansări și recuperări bazată pe transportator de către o aeronavă autonomă fără pilot, relevantă cu observare scăzută. În aprilie 2015, X-47B a făcut din nou istoria aviației prin efectuarea cu succes a primei realimentări aeriene autonome a unei aeronave fără pilot. AAR deblochează întregul potențial ceea ce ține de sistemele de supraveghere, lovitură și recunoaștere. Aceste demonstrații istorice solidifică conceptul de viitoare aeronave fără pilot și demonstrează că X-47B poate îndeplini misiuni standard, cum ar fi realimentarea aeriană și poate opera fără probleme cu aeronavele cu pilot, ca parte a aripii aeriene Carrier. RQ-21 Blackjack. Blackjack oferă luptătorului o acoperire pentru inteligență, supraveghere și recunoaștere. Achiziționarea țintei și releu de comunicare prin intermediul unui sistem de senzori aeroportați dedicat și rentabil, capabil să ofere informații acționabile comandantului tactic în timp real. Natura expediționară a Blackjack-ului, care nu necesită o pistă pentru lansare și recuperare, face posibilă desfășurarea cu amprentă minimă atât din mediile austere de la uscat, cât și din mediul de bord. Un sistem este compus din 5 vehicule aeriene, 2 sisteme de control la sol și echipamente de sprijin pentru lansare și recuperare. Configurația cu arhitectură deschisă a vehiculului aerian este proiectată pentru a integra fără probleme sarcini utile cu mai multe misiuni, pentru a include camere video cu mișcare completă zi-noapte, marker cu infraroșu, telemetru, laser, pachet de releie de comunicații, receptoare ale sistemului de identificare automată, precum și adăugarea altor sarcini utile, conform cerințelor. Încep să fie incorporate încărcături suplimentare pentru a include radar cu deschidere sintetică țintă în mișcare, la sol și informații despre semnale. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Sistemul de aeronave fără pilot RQ-4 Global Hawk este principalul furnizor de informații persistente de informații supraveghere și recunoaștere. Capabil să zboare la altitudini mari pentru mai mult de 30 de ore, Global Hawk este proiectat pentru a aduna imagini în timp real și de înaltă rezoluție ale unor suprafețe mari de pământ, în toate timpurile de vreme, ziua sau noaptea. Dincolo de colectarea informațiilor, o parte a flotei Global Hawk a sprijinit utilizatorii aerieni și terestre cu suport pentru releie de comunicații. AQ-4B Global Hawk transporta anterior sarcina utilă Butterfly Airborne Communications Node, oferind sprijin salvator pentru luptători. Global Hawk a acumulat peste 320.000 de ore de zbor cu misiuni de sprijin pentru operațiunile militare din Irak, Afganistan, Africa de Nord și regiunea Asia-Pacific. Sistemul oferă o platformă accesibilă și flexibilă pentru încărcături utile cu senzori multipli care să fie utilizate împreună, oferind informații esențiale pentru diversi utilizatori din întreaga lume. Phantom AE.
Phantom AE este un sistem de aeronave fără pilot, alimentat cu hidrogen lichid la altitudine mare și de lungă durată, pentru misiuni persistente de informații, supraveghere, recunoaștere și comunicației. Aeronava demonstrativă este capabilă să-și mențină altitudinea până la 4 zile în timp ce transportă o sarcină utilă de 204 kg. Sarcinile utile tipice includ pachete multiple de senzor pentru monitorizare, urmărire și comunicații. O variantă Phantom AE de dimensiune completă este proiectată să stea în sus timp de până la 10 zile și să transporte o sarcină utilă de 907 kg. Watchkeeper WK450. Watchkeeper WK450 este un vehicul aerian fără pilot, UAV, pentru toate condițiile meteorologice, informații, supraveghere, achiziție de ținte și recunoaștere, ISTAR, de către Armata Britanică. Este furnizat în baza unui contract de 800 de milioane de lire sterline cu WAS Tactical Systems. Watchkeeper WK450 are la bază UAV Elbit Hermes 450 și este construit în Marea Britanie de o companie mixtă. UAV Tactical Systems, înființată de compania israeliană Elbit Systems și grupul Thales, Watchkeeper are o lungime de 6,5 metri, cu ave în gură a aripilor de 10,9 metri. Viteza sa de croazieră este de 77 de noduri, 143 de km la oră și poate funcționa la o altitudine de 4900 de metri. Are o greutate de decolare de 485 de kg, o rezistență tipică de 14 ore, o capacitate utilă de 150 de kg și folosește un motor rotativ Wankel furnizat de WAV Engines Ltd., o filială deținută în întregime de Elbit Systems. Poate funcționa până la 150 de km de stația de control la sol. Mai multe stații pot fi legate pentru a extinde autonomia. Se intenționa inițial să intre în funcțiune în iunie 2010, dar ani de întârziere, probleme tehnice, modificări hardware, dificultăți în instruirea unor piloți suficienți și incidente înseamnă că nu era de așteptat să fie complet operațional până la sfârșitul anului 2018. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!